acești bani pe care, de care noi vorbim, la care facem referire, sunt destinați în exclusivitate, în exclusivitate subliniez, și nu sunt eu omul care ar trebui să facă asta, ci un reprezentant al Ministerului, care să spună care este regimul acestor bani, dar trebuie să fac eu lucrul ăsta, în exclusivitate promovării imaginii României și a brandului turistic al României. Banii ăștia nu pot fi folosiți nici de dumneavoastră, nici de mine, de nimeni altcineva, în niciun alt scop decât în acest scop. 75 de milioane între 2009 și 2013, din care s-au cheltuit doar 3 milioane a fost România capabilă să cheltuiască până în acest moment. Dar sunt bani publici. Dar sunt bani publici. Cum sunt bani publici, domnule? Pe haide să vorbim un pic. Da. Dar eu aș fi vrut să revin și să văd, să merg mai întâi acolo unde dumneavoastră ați început, cu insinuări că Obreja face matrapazlăcuri cu doamna Udrea, că firma lui Obreja încasează 2 milioane de euro. Știți care e percepția românului? Cum ai vorbit despre bani publici? Cum ai vorbit despre afaceri cu statul? Este hoție 100%. 99% din oamenii care stau în fotoliu astăzi, asta gândesc. Gata, e vorba de bani publici, aici să fură. Bun, asta este percepția oamenilor. Uitați, avem un arbitru. Îmi permiteți 10 secunde să rog să citească și o să spun după aceea. Deci, documentul, e un regulament al Comisiei Europene, numărul 1083-2006, al Consiliului, din 11 iulie 2006, de stabilire a anumitor dispoziții privind Fondul European de Dezvoltare Regională și așa mai departe. Bun. La articolul, este, cred că articolul 2, aliniatul 5, cheltuială publică, cu ghilimele, înseamnă orice participare publică la finanțarea unor operațiuni provenite din bugetul statului, al autorităților regionale sau locale, din bugetul general al comunităților europene privind fondurile structurale și fondul de coeziune și orice altă cheltuială similară. Deci asta înseamnă cheltuială publică. Noi intrăm în niște hățișuri pe care oamenii nu au nevoie să le știe. Haideți să nu spunem dacă afară este lumină, să spunem că este întuneric sau invers. Acești bani sunt bani publici. Am deschis emisiunea, cum dumneavoastră ați organizat gala, eu asta vreau să spun. Cătălin, dar dă-mi voie să întreb așa, din punctul tău de vedere, în momentul de față, ce se pare? Important, da. Stai puțin, am înțeles nuanța pe care o pui în toată povestea asta, dar ți se pare că acești bani publici, cum îi numești tu, potrivit, cum îi numește... Mă rog, reglementat. Comisia Europeană. Comisia Europeană. Ok. Ți se pare că acești bani publici, să-i spun, da? Au fost cheltuiți în mod tâmpit, în mod... Ilicit? Ilicit nu pot spune eu. N-am spus ilicit. Asta a sugerat irosiți. În primul rând, e o sumă irosită. Eu am vrut să spun următorul lucru. De câteva zile, domnul Obrejă, am mă contrază, ori de câte ori spun că această gală a fost organizată cu bani publici. Și dânsul vine, nu e adevărat, sunt bani europeni, nu sunt bani publici. Și am încercat să pun lucrurile aici. Dăm și mie un răspuns la întrebarea asta. Ok, vă rătăm și la cealaltă întrebare. Credem deci de acord. Da? Nu credem de acord? Bun. Au fost bani... A doua întrebare este... Care dacă, nu, dacă au cheltuit bani publici, răspunde doamna Elena Ure, nu domnul Obreja, e treaba lui. Da, problema este dacă în cheltuirea acestor bani s-au făcut nereguli, în sensul că ori domnul Obreja a supraevaluat, ori doamna Elena Udrea, ca în cazuriții, că așa a fost acolo. Și a însușit o parte din bani. Nu, sau... doamna Reții n-a dovedit nimeni că și-ar fi însușit nu, bani. Dar erau susțin, acolo. Susțin procurorii, dar n-au dovedit nu, că și-a găsit niciun în cazul... că a vrut să-i rămână bani la dispoziția sa. Asta este în... Da, în cazul Reții era acuzația că banii ăia puteau să fie, în cazul de față, banii sunt prea mulți, 2 milioane, putea fi făcută gala. Gala n-a presupus doar 2 milioane. Gala a fost mai scumpă. Domnul Obreja susține care este aici și cred că dânsul trebuie să ne răspundă și pentru că sunt bani publici și cred că se pune puțin altfel problema în momentul în care mai mult de 2 milioane care vrea să vorbim și despre restul banilor și poate ne spuneți, poate povestiți oamenilor care sunt restul banilor din perspectiva Dar eu aș merge mai departe și aș spune, ok, să acceptăm că sunt așa cum spuneți dumneavoastră. Care... Eu, repet, este bine, okay, treaba mea nu este să apăr chestiile astea, să fac asemenea nuanțe. Din punctul meu de vedere lucrurile stau altfel, dar accept că aveți dumneavoastră dreptate doar pentru ca să continuăm discuția. Okay. Spuneți-mi... Vorbiți mai departe, da. Mai departe, spuneți-mi da, mai de departe. De acord, de acord. Vă întreb așa. De aici încep. Alte companii de stat au finanțat respectiv da, gala? Da, știți da? Foarte bine, ați scris lucrul ăsta. Păi eu nu am scris de vreo 3, n-am venit pregătit să vă spun numărul exact.
Ok, 7. 7, 10, 20, câte sunt? Nu pot fi 20. Probabil că sunt 7 sau 10, nu știu exact. N-am venit pregătit pentru asta. Dar important este că sunt. Bun. Dar între ele care sunt? Hai să vedem că... Dar au scris lucrul ăsta. Am scris noi și alții. Hidroelectrica, cred că era. Hidroelectrica. Da, așa? Au fost, domnul Turcescu, au fost pe, dați apropiați o imagine cu Spider-ul Galei și îi veți vedea acolo, au fost public. Atenție, nu culpabilizez pe nimeni pentru aceste companii și cu atât mai puțin pe domnul Brejea, care încasează bani, care i-a încasat. Acești bani publici, acești bani publici, prosibil de la minister care urmează să mi se dea, au fost deja dați de la companiile de stat. E corect informația pe care o avem? Ok, bun. Și în afară de Hidroelectrica, Transelectrica, Romgaz și Transgaz, da, despre care s-a scris până în momentul acesta, de fapt s-a scris despre primele trei, despre Transgaz nu s-a scris și am primit astăzi confirmarea noi, că au dat și 50.000 de euro, mai sunt. Deci Hidroelectrica, Transelectrica, Transgaz și? Romgaz. Complexul energetic turceni. Am aflat astăzi, avem confirmarea de la ei. Bine, complexul dar energetic au zis, trece timpul, spuneți care e problema. Dar e scump timpul, domnul Grejea. Știți de ce? Pentru că, repet, nu e un reproș la adresa dumneavoastră. Dar există o întrebare. Complexul energetic Turceni are pierderi anuale de aproximativ 17 milioane de euro. Cu cât au contribuit cei de la Turceni? Nu avem încă știți cumva, domnul? Da, nu, n-am datele exacte, n-am venit pregătit pentru asta. Ia sunați-l, vă rog frumos, pe purtătorul de cuvânt al Ministerului Turismului, poate știe, pe domnul Ohrea. Și întrebarea, apropo, dai că companiile se numește treabă cu Ministerul Turismului. Nu, nu. Deci aici... Ministerul Economiei. Ministerul Economiei au primit indicații prin Consiliul de Administrație să aprobe sponsorizări către, și aici întrebarea către domnul Brejea. Noi avem hârtie prin care ei recunosc că au dat acești bani Federației Române de Box. De acord. De acord, da? Bineînțeles. Spuneți-ne, vă rugăm, organizatoarea, din câte știm noi și din comunicatul oficial, a fost firma dumneavoastră, corect? Nu în accepțiunea a felului în care puneți anuanțele acestea. Există parteneriat între Federația Română de Box și firma mea pentru această pentru a organiza acest eveniment. Okay. Deci, pentru că unii au făcut, respectiv firma mea, unele lucruri și conform parteneriatului și Federația alte lucruri. Ne puteți spune ce anume a făcut Federația Română de Box? O să aveți la momentul respectiv, după ce voi termina cu toate actele și toate documentele, veți ști ce au făcut. Întrebarea mai este următoarea. Dumneavoastră, vi se pare sau nu un conflict de interese faptul că sunteți pe de-o parte președintele Federației Române de Box, da? Care este un for public, are subordonarea și pe de altă parte cum doreați dumneavoastră patronul Galei, patronul firmei care organiza gala. Cum ați fi vrut dumneavoastră să se întâmple lucrurile? Nu știu, dacă întreb. Dar nu mai spuneți nu știu, vă rog eu frumos, în momentul în care aveți opinii. Nu, deci nu mai spuneți nu știu. Eu am întrebări, am curiozități, nu opinii, întotdeauna. Și v-am întrebat. Da, mie mi se pare normal, profesor dumneavoastră, de ce nu mi se pare normal? Nu, n-am spus că nu mi se pare, v-am întrebat pe dumneavoastră. Da, e ok, mai departe. Care e opinia dumneavoastră? Da, mi se pare normal. Pentru că, din punctul meu de vedere, nu există nimeni mai capabil și mă puneți să mă laud aici nu, Doamne ferește, să facă lucrul ăsta. Și ați văzut ce produs am livrat publicului românesc, da? Ce vreați? Ce ați insinuat? Domnul autoritar, lăsați-mă să vorbesc. Și pe mine, că văd că tot aruncați și până la urmă vă învârtiți în jurul a ceea ce vă convine dumneavoastră. Că au fost bani publici. Au fost, am spus de la bun început, s-a recunoscut și de oameni. Au fost în mod public prezenți ca sponsori ai acestei gale. Deci nu e nimic ascuns. Nu toți. Cei care și-au manifestat intenția au fost acolo. Ceilalți au dat bani și nu au vrut niciun serviciu pentru asta. N-au vrut. Nu există. O formă nouă din economia de piață este publicitatea silențioasă. Adică stați o clipă că n-au dat publicitate, n-au cumpărat publicitate ei. Ei au făcut sponsorizări și la sponsorizare nu ești obligat să le... Aveți dreptate, sigur că nu ești obligat. Dar nu vă mai învârtiți în jurul chestia astea. Ce vreau? Să facem problema este că...